Budescu chiar se ține de cuvânt, s-a apucat serios de fotbal. La Hunedoara l-a uimit pe Ordănescu cu cât a alergat. Vreau să mă apuc și eu de fotbal, a declarat Budescu în ziua în care a făcut 31 de ani și vrea să-și respecte promisiunea. În meciul de la Hunedoara a alergat cel mai mult de pe teren. 14.000 de metri alergați, peste 14.000, 14.000 și 400 și ceva, spre aproape 15.000. N-am planificat asta pentru el. Acum va fi foarte greu ca să-l avem proaspăt, dar vom vedea. Îi trebuie un anumit fond pe care, dacă Edi Ordănescu va reuși să-i-l ofere, cred eu că vom avea un Budescu în mare formă. Rădoi are nevoie de cei mai în formă jucători. În octombrie, România are două finale pentru mondial, în Germania și acasă cu Armenia. Au mai rămas doar Alibek și Cheșeru, jucători cu experiență. Numai că Mirel știe cel mai bine ce atacant are nevoie în sistemul pe care îl joacă. Mie mi-a plăcut întotdeauna Ivan de la Craiova. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.